astăzi pe serverul Anei s-au adăugat mașini. Stați pe la capăt să vedeți cât de scumpe au fost și cum am reușit să fac rost de prima mea mașină de pe server. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de share, subscribe ca să ne și noi 200.000 de burgeri pe canal. Să dați o follow pe Instagram ca să apăresc chiar acum pe ecran. Și desigur nu uitați de noua colecție de școală de pe lucaluc.ro. Avem ghiozdane, penare, caiete și chiar și un pluș nou foarte, foarte drăguț. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, tocmai ce am intrat și eu pe serverul Anei și am observat că s-a întâmplat un update foarte, foarte mare. Deci am intrat și eu așa, ca într-o zi normală, nimic special. Suntem aici cu tabloul meu în spate, cu noua colecție de pe mărci de pe lucaluc.ro. Primul link în descriere dacă vreți să vă luați și voi niște chestii pentru școală, nu știu, un caiet, de exemplu, că avem caiete noi, sau un ghiozdan, sau pluș, chiar avem un pluș, un cățel foarte, foarte drăguț. Dar mă rog, nu contează chestia asta, nu despre asta suntem aici, dar totuși, dacă vreți să vedeți primul link în descriere acolo pe lucaluc.ro. Dar am intrat eu așa frumos pe server, voiam să mă joc și ce se întâmplă, bă, frate? Ies afară și, bă, parcă e ceva schimbat, nu? Adică nu vi se pare că orașul dintr-o dată arată foarte, foarte bine și uitați-vă, uite și tu, acolo sunt lucrări, efectiv s-a făcut din nou capul meu acolo în munte, nu știu ce se întâmplă, dar sunt foarte, foarte multe chestii noi pe server și am zis, bă, hai să vă o care e faza, să mă șoc cu cutia poștală și vedem că avem un mesaj nou, nouul în cutia poștală și eram, bă, eram am sigur că se întâmplă ceva Pentru că, bă, uitați-vă cum arată tot orașul Adică, what, avem aici loc de parcare Nici măcar nu avem mașini și noi avem loc de parcare la magazin aici Și uitați-vă, mamă, felinare din astea și așa, bă, arată totul mult mai bine, efectiv Hai să vedem despre ce este vorba cu invitația aceasta Poate, poate aflăm și noi mai multe despre ce s-a întâmplat Salutare, Luca! Te invit la deschiderea noului magazin de mașini din oraș M-am ocupat personal să îmbunătățesc orașul și să-l fac funcțional pentru a folosi mașini. Wow, ok, deci se pare că acum avem mașini pe server, ești de bun, avem magazinul de, de mașini, e, e, făcut și asta trebuie să fie un mesaj de la Gigel, nu? Că mi-a zis Mariusica că, că Gigel se ocupă cu asta, wow, ok, bă, mă așteptam să, să, se întâmple chestia asta, dar nu atât de curând, adică, bă, nu mă așteptam să-l termin atât de repede. Adică ieri totul era complet normal, nu erau atâtea chestii schimbate la server și magazinul nu era încă gata și acum magazinul e gata și s-au întâmplat atât de multe chestii, ok, nu mai înțeleg nimic, deci am bunătățit orașul și acum putem folosi mașini. Doar că este cam mic spațiul. Asta este, rezolvăm pe viitor. Te aștept la magazinul meu, este lângă secția de poliție. Ok, l-am văzut când era în construcție. Poate să găsești o mașină care îți place, constructor Gigel. Wow! Băi, eu sunt curios dacă a primit și, și restul mesajul ăsta. Adică știu că și Ana este pe server acum și am văzut că parcă și Mariusica e pe server, nu știu pe unde sunt. Bă, sunt curios și ce părere are Ana de toate chestiile astea. Mamă, cum arată, mi-e și frică să merg pe aici, ești nebun. Mă calcă mașina. Ai bă, că n-are nimeni mașină. Încă pe server. nu cred că sunt mașini încă. Ana deschide că avem o mare, mare chestie care se întâmplă pe server și nu știu dacă ai observat, dar totul este schimbat. Ești acasă, bă, ce facem, Ana? Bă, alu, ia, acum mi-a deschis. Ce faci, bana. Ai, ai, primit și tu mesajul ăla de la GG, ai văzut și tu ce citeam? Păi uite te și tu ce se întâmplă în oraș, tu vezi? Tu ne ferești. acum avem gen stradă, șosea de mașini aici și avem felinare peste tot, tu vezi ce se întâmplă aici și s-a deschis magazin de mașini. Ești o mașină, ia zi. Ești în bani sau nu? parcare, da, uite, avem parcări pe aici să parcăm mașina. Bă, dar nu avem mașini. Are cineva mașină pe server? Cred că numai Gigel are, că el a făcut gen. Gata, am parcat. Bă, trebuie să parchezi mașina, bă, aici. Bă, ai, uh, ai diamante la tine sau cu ce? Oare cu ce o să se cumpere mașinile? Mă gândesc că cu diamante, nu că asta am folosit și la magazin și peste tot. Ați furat ce am furat, bă? Voi toate diamantele mele nu mai am. N-am furat bă, niciun diamant de la tine, Ana. Tu a trebuit să ți plătești uh, din astea zi amenzile pentru că ai fost un cetățean foarte, foarte rău. Bă, dar stai așa. Unde mergi eu? Că nu l-am luat și noi pe Mario Stai că trebuie să vorbim și cu Mario nu? Tu te duci direct așa. Bă, stai mă, Ana. Hai să mergem să vorbim și cu Mario că e și el online pe server. Bine. Ia uite, bă, ce soră e Ana se duce ea fără să se zică lui Mario Poate Mario are foarte mulți bani și vrea și el să și ia o mașină. Hai să mergem împreună dacă tot mergem acolo. Bă, chiar sunt curios și mașini. Bagă și poate mi-au -mi și o mașină. Vreau și o mașină, gen. Da să mi dea și mie. Bă, da, eu dacă aș fi Mario nu ți-aș da și ție, gen. Uh, uite ce se învârte. Lasă-mă <laughs> Lasă să vezi ce o să mă învârt eu cu noua mea mașină, bana. Bine, nu

nu prea am atât de mulți bani, dar o, o, să rezolv eu cumva și o să-mi iau și o mașină. Ia să vedem ce face Mariusica. Bă, Mariusica, ia uite-l, bă, n-are nicio treabă. Mariusica, al meu se uită la televizor. Mariusica, tu ai văzut ce în oraș. Hai, vino, l-ai primit mesajul. Să mergem și noi să vedem deschiderea la mașin la dastea. Ce faceți, ce este în oraș? Că e schimbare. Tu n-ai văzut ce s-a schimbat, bă, orașul. Tu n-ai văzut că avem acum șosea. lăsați mă să mă joc. Tu, ne ferește, Mariusica n-are bă nicio treabă. Bă, Mariusica, uite-te ce este în oraș. Uite-te și tu că s-au băgat gen bădăștia de lume mină, șmecher și acum avem șosea și aparent merge... Ia uite, toamne ferește, bă, 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 la, la tot... Mamă, mamă, n-ai mă cum, n-ai cum să vii aici să vorbești și tu normal. Ok, revenind de acum, Marius, e că ai văzut că s-a băgat din ăla nou de mașini, tu ai apucat să mergi până acum, că noi vrem să mergem gen împreună, să vedem care e faza cu mașinile astea noi de pe server și așa, vreau și eu să-mi iau o mașinuță, nu știam că s-a deschis, păi hai să mergem împreună, că noi am așteptat, nu vreau, nu vreau să, să mă laud, dar eu am venit să te chem, Ana, nu voia să te chemăm gen, dar avem la poliție, mă, ce voi, v-a băga, mă, și la poliție, mamă, bă, bă, vreau și eu, bă, în poliție, că e prea șmecher, uite, stai, poți să le vezi de, mamă, du-te, bă, de aici, eu uite, bă, că ăștia au deja chestii. Bă, păi vreau și eu să văd ce mașini avem. Vreau și eu să-mi cumpăr chestii. Nu-i corect. Mamă, păi și tu ai voie să le folosești așa că vrei tu alea de la poliție, gen? Hai, hai să mergem. Da, hai să mergem care. Da, mamă, nu pot să cred așa ceva. Păi tu nici măcar n-ai nevoie, bă, mai... stai așa. Hai, hai, hai pe pe frânghie, mai bine, că mergem mai repede. Bă, pai tu nici măcar n-ai nevoie să-ți cumperi mașină. Ești nebun, tu poți să le iei pe de la poliție și ești bine. Ia, uite, bă, n-are nicio treabă, Mariusica. Hai să mergem, bă, sper să nu fie prea scumpe, frate, pentru că nu prea am atât de mulți bani. De ce vă tot certați, bă? Doamne, fere. ◆して Hai, Marius, că hai să mergem să vedem. El a dat. Păi da, dar tu l-ai aruncat mai devreme, Ana, și aș da în tine, tu, omne. Deci acum trebuie să avem grijă să nu mai mergem pe aici, că e de mașini, Ana. Adică, da, Ana se duce pe acolo. Bă, stai, mai așa, trebuie să. De fapt, nu avem trecere, dar. De... Bă, știi ceva, eu mă duc. Nu avem trecere de pieton, trebuie să mergem așa. Nu sunt mașini încă, păi, pentru că nu am cumpărat. Mă rog, suntem doar câțiva oameni în oraș. Cred că ne descurcăm să nu ne călcăm unul pe altul, dar. uite l pe constructorul Gigel. Ce zici, bă, Gigele? Ia să vedem. Bine ați venit la deschiderea magazinului de ma Mașini. Vă puteți uita la ce avem și când sunteți pregătiți să cumpărați ceva, veniți la mine. Ia mă să vedem, mașina normală, capacitate 1P. Mă, ce înseamnă, mă, capacitate? O persoană, cred că înseamnă. Bă, Ana, ce înseamnă, bă, capacitate 1P? Anul 2020, o ceapă, cred că nu înseamnă o ceapă, Mariusica. Deci, anul e 2020, bă, e destul de bine. Preț 6 stecuri! Mamă, mi rău. Bă, de ce? Bă, 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 gigele, de cine a făcut, bă, prețurile astea? Mamă, mi-e, bă, bă Ana, cred că noi ai voie să o furge. cred că, bă, lasă bă, la locul ei acolo, ia uite-o, Ok, avem după aia mașina Formula 1. Ia, tot capacitate de o persoană, anul 2023, 10 stecuri. Bă, de ce mai scumpă, bă, asta decât aia altă? Mamă, cred că asta e mai rapidă, mă, o fur asta, e rapidă, cred că. Bă, nu cred că avem voie, cred că avem voie doar să intrăm așa, să ne uităm. Bă, nu mai fura pe aici, că o să ne dea ăștia afară, ne dă gigi la afară, săracu, bă, nu... Ia, are benzină, poți să cu ea pe aici, nu cred că avem voie să ne mișcăm cu ea Îmi stă bine cu ea uh, Da, cred că stă uh, oribil a dă jos Bun, hai să mai vedem Motocicletă, chest Mamă, vezi că asta are cu chest Capacitate, Bă, dar doar o persoană putem, bă, cu astea Anul 2010 Mamă, e, vezi că e veche rău de tot asta Ia să vedem cum îmi stă Ia, mie îmi stă bine Fac livrări la globo cu asta Ia uite, wow Mamă, cum ar fi să bag la restaurant să, să fac delivery cu burgeri la astea, a? Aia ar fi șmecher, da, pentru restaurant Preț 3 stecuri, vezi că este mai bine Dar cred că se mișcă foarte încet la 3 stecuri, sincer Ia, și ce avem aici? Uite, asta e tare rău. Mamă, ce asta, mă? Dubița misterelor, capacitate cât vrei. Mamă, poate să intre toată România aici. Ia vină, mă, Marius, că poți Ia uite, gata, suntem toți aici. Bă, păi ne luăm, ne luăm 10 persoane, dubița asta. Anul 2016 și 13 stecuri. Mamă, mie rău, asta e cea mai scumpă. Mergem în vacanță cu asta, cred că n-avem bani de asta. Um, da, bă, Gigele, ia ce scrie aici Prețurile afișate sunt în diamante Culoarea se poate schimba la cumpărare Ok, deci putem să ne punem ce culoare vrem noi Am înțeles, cred că luăm cu împrumut vo vorba ta, Ana uh, Bă, Gigele, eu personal nu prea am bani, gen Nu știu cum să spun Nu știu de prietenii mei aici de față Dar eu nu prea am bani Deci, uh, cred că cred că o să mă duc și eu mai am Bă, tu de unde ai, bă, bani? Doamne, de ce e așa, Mariusica? Hai la mine Ce... Că mai am eu un stack, cred Da, face multe cu un stack Eu nu, nu prea am bani deloc, cred că Și dau unul A, da, mă, cred că pe unul îți dă o roată Nu știu ce îți dă cu un stack Ana A, Da, bă, gigele. Șmecheră deschiderea, îți mulțumim foarte mult Mă așteptam să fie și niște mâncare ceva pe aici Dar uh, da, cred că, cred că o să eu, eu, o să revin mai puțin mai încolo Nu prea am bani uh, Te pupăm, uh, ne auzim uh, papa, nu știu ce să spun Mamă, ia uite bă frate, are și parcare ce e asta? Bă, stai mă că cred că e de aici Stai mă, las-o acolo, ce faci? Las-o las, -o, las -o, bă aici, bă Stai așa, poate e de la, de la dealer pe aici Ne înjură Gigel, ne zice ceva Ia uite mă, bă, ce asta? Asta e casa lui și a făcut Gigel casa aici Nici n-am văzut asta, ești nebun? u. Uh. Uuuu, vezi ce mașină are, nici măcar n-a pus-o la vânzare pe asta, ești nebun Bă, bă, ce faci, bă, ți-ai pus asta la tine, alo? <laughs> bă, tu de... cum, What? Bă, de ce ai voi să spui asta la tine? Bă, 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 hai să o lăsăm aici la locul ei totuși Bă, cu, cum o dau jos de pe mine? Oh my god, stai așa Hai să o punem la loc Bă, nu pot să o pun la locul ei Stai așa, ok, gata, am luat-o Bun, hai să o punem la locul ei ca să nu ne zică Gigel ceva N-ai văzut nimic, bă, n, n am făcut nimic pe aici Hai să mergem Ok, bă, uite-te, frate, ce casă are, bă, și-a pus niște prețuri la mașini Vrea mai mulți bani e nebun Uite-te, bă, 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 stai, hai să nu intrăm totuși la el în casă Dar uite-te, știu, mare mașină ce are, e frumoasă Bă, ești de bun, N are benzină? Mamă, stai, bă, hai să nu ne urcăm la el în mașină totuși. Am înțeles. Bă, și cum facem noi rost bani de o mașină, că vreau și eu o, o mașină frumoasă și nu știam că să așa scumpe. Uite, Luca, unde Mana, Cine era Ana? Stai că nu găs. Unde Mana, Ia, ce vrei să mi arăți? Mamă, putem să i uităm la el în casă. Bă, vezi că vezi care mișto, mă, Gigel. Chiar mereu a făcut chestii mișto, dar bă, din totdeauna a avut Gigel bani. Eu nu știu de unde, dar el mereu, mereu are bani, ești de bun, nu no, mai zic nimic. Bă, Habar n-am, eu nu știu, de voi mă duc să mă caut prin chesturi Ok, și nu vezi ce mașină are? Păi am văzut, mă, dar el se ocupă cu astea Nu știu de unde le-a adus Cred că a vorbit cu hackerul, habar n-am Dar el trebuie să aibă mulți bani mereu, nu știu care e faza cu el Eu mă duc la mine acasă să văd câți bani am și o să mă întorc și nu știu, fac ce fac, dar vreau și o mașină. Mi-a plăcut rău de tot aia de Formula 1, dar nu știu dacă o să am bani de ea. Dar aia, aia, de Formula 1 mi-a plăcut rău, rău de tot. Poate îmi fac ceva la comandă. Mamă, cum vă să-ți facă ceva? Crezi tu că poate să-ți facă la comandă? Păi dacă poate să-mi facă mai ieftină, vreau și eu la comandă. Vorbesc cu el. Da, nu știu, eu mă duc să mă uit câte uh, diamante am prin și cred că ne auzim mai încolo, prieteni. Eu mă duc la mine acasă, mamă, ce ciudatie cu parcări, cu dastea, vorbesc și eu cu Gigel. mama toată lumea merge la Gigel, ești nebun, ia tu, am ne Eu mă nu duc să vă ce astea am pe acasă, să vă poate, poate fac și o rost, măcar de, un, din ăla zi, de o motoretă din aia cu cest, o ceva, că e jale cu prețurile astea. Fraților, cred că avem o problemă. deci, efectiv, bă, nu mai găsesc niciun ban, dar îmi aduc aminte că am luat câțiva burgeri parcă ultima oară când aveam mai mulți bani și m-am uitat în frigider și da, cred că ăștia sunt ultimii mei bani, 23 de diamante. Nici măcar burgerii nu mai am, cred că i-am mâncat sau nu știu care e faza. M-am uitat peste tot, bă, nu mai am niciun ban, frate, n-am văzut așa ceva. Deci, bă, dar vreau și o mașină neapărat, nu știu, cred că vreau să mă duc să vorbesc cu, cu Mariusica pentru că el are deja mașină la poliție și poate, poate poate să mă împrumută și pe mine cu ceva, bă, nu să-mi iau și eu o mașină. Bă, măcar așa, măcar. Dacă nu ai de Formula 1, măcar aia normală, așa, să am și o mașină. Că, bă, vreau și eu să fac rost de o mașină, nu știu. Sau mă duc să văd, mă, poate mai are Ana, poate mai fur ceva, sau poate mă rog de ea, nu știu, să iau și eu cu împrumut. Bă, vreau neapărat o mașină, nu știu ce să fac. Ana, ce face cea mai bună prietenă din uh, bă, tot serverul pe care am avut-o eu vreodată în toată viața mea, cea mai tare prietenă pe care am avut-o vreodată, alo, deschide, bună, ia uite-o, oh, ne face poze instant, ce face Ana, cea mai bună prietenă pe care am văzut-o eu vreodată în toată viața mea, uh, ce, ți-ai luat mașină? Uh... Nu chiar uh, Voiam să te rog, dacă se poate Să mă ajungi pe mine cu niște bănuți Pentru că, gen, uh, îmi doresc o mașină De când eram eu mic și abia trecut ziua mea Știi? Și... Uh, puteam să jur. Și, gen, uh, doar așa mai intri la mine Păi uh, și, și nu pot să mă ajungi pe mine cu, gen, ceva Acolo și o să ți dau eu înapoi, ok? O să ți dau și eu înapoi, bine? Deci, te, te rog, orice, un stack de diamante Două, 3, 10, câte vrei tu Mai am doar două stack-uri, Luca Păi și ză, 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 îmi dai și mie, gen și așa, oricum ai tot furat de la mine, nu am. Hai, bă, nu pot să cred. Bă, nu ți a ajuns prietenul cel mai bun, nu vezi? Hai, bă, cel mai bun prieten. Mai știi când eram la grădinița amândoi, gen și ne jucam fața ascunsele sau ceva de genul, sau scaunele dansatoare sau. Bă, uite, pe poza asta te costă bani. Uite, de exemplu, eu, eu bă, o să cer un stec de diamante pentru poza asta. uite, o poză poate vins cu mai mult. Nu, poza asta gen pentru că mi-ai făcut poză, trebuie să mi dai bani acum. Hai, bă, Ana, te rog, eu nu-mi dai și... Oh my god, nu pot să cred. Ai bă, te rog, te rog, te rog, te rog. Ai burgerie, Luca. Unde nimeni nu mi-a plătit nimic, nu mi-a dat niciun ban. De când am deschis burgerie acum. Oh my god. Bine, știi ceva, Ana, bine. Țineți banii acolo și lasă-mă. Îți faci bani din ea, eu mă chinui, îți dau Luca. Hai, du-te de aici. Dar eu ce mai fac? Bine, mă, bine. Hai, lasă, țineți banii, că eu fac din burgerie. N-am făcut niciun ban din burgerie, ca să știi. Că nu mai pot să-mi iau mașină, te rog eu. Bine, bă, du-te și ia mașina oricum mai doar două curi. Hai, că văd eu cum fac rost. Lasă. Oh my god, Las, las, du-te acolo Bă, n-ai văzut, bă, așa ceva Chiar, chiar nu pot să am și o credere Nana, ia uite, îmi face poze Tu, oamne Fraților, deci tocmai ce am deschis backpack-ul Pentru că Ana e și de pe server Și voiam să iau ăsta înatoru Ca să mă duc eu așa puțin să mă strecor în casă Că vine și mă vede Să mă strecor în casă ei ca să iau diamantele Și am aflat că eu mai am niște diamante Și că astea cred că mi-au rămas de la ziua mea, gen Că mi-a mi dat Alexandra cadoul la, Deci avem un stack și 41 de diamante. Bă, sunt aproape să-mi iau și eu o mașină, adică deja suntem destul de bine. Vreau să mă duc acum la Ana, să văd care este faza pe acolo și să vedem dacă are niște diamante, pentru că dacă nu vrea să mă ajute, bă, trebuie să-mi iau și eu o mașină, deci îmi pare rău că, că sunt rău și furane diamantele, dar trebuie să o facem pentru o cauză nobilă, ok? Uite așa frumos și acum o să-mi ia decât uh, 5 zile lucrătoare să ajung la Ana, pentru că sunt atât de mic, dar uh, e mai bine așa ca să nu, să nu se vadă ceva pe camere că am furat sau nu știu dacă mai intră Ana să nu mă va sau chestii de genul. Cred că ar trebui să fiu destul de ok. Mamă, cum ar fi să-și fi luat Marius ca mașină sau să vină Gigel constructorul să mă calce acum când sunt muscă, ești nebun. Ok, hai să vedem câte diamante are Ana de fapt, să vedem dacă m-a mințit sau nu și să le tragem și noi pe dreapta așa că vreau gen și eu să-mi iau o mașină frumoasă Am și eu nevoie de o mașină că o să-i le dau eu înapoi într-o bună zi, cred, presupun Habar nu am, o să-i o să le dau eu înapoi, ok, ia uite, nu e nimeni acasă Perfect, perfect, bă, sper să nu se întoarcă, nu știu unde s-a dus sau așa, am văzut doar că a plecat de acasă Deci e perfect, unde ești? De fapt, stai mă că mă fac mare Ok, hai să vedem unde ești Ana diamantele, deci A, dar stai, stai, stai că mi-aduc aminte, s-a uitat aici parcă S-a uitat, uite-le, bă, două stecuri de diamante, bro, deja am trei stecuri jumate. Pot să-mi iau motocicleta aia cu chest Ești nebun, dar vreau să mă duc și la Mariusica Ok, o să mă fac din nou micuț Uite așa ca să nu mă vadă nimeni când plec de aici Și vreau să mă duc să vorbesc și cu Mariusica Poate mă ajută și el să-mi iau și eu Bă, mașina de Formula 1, mamă, dacă aș putea să o iau Ar fi prea tare, ești bun, Chiar ar fi mult prea șmecher Și Mariusica deja are mașină la poliție Deci s-ar putea să, să am puțin noroc și să mă ajute totuși Bă, Mariusica, am nevoie de Ajutor? Mă, ce faci, mă, cu asta din tunele? Ai te -ai apucat să fure asta din tunele? Bă, Marius, că am nevoie de ajutor, nu? Fii atent, bă, 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 da, trebuie să mă ajuți, ok? Deci am nevoie de niște bănuți, mi-am făcut gigel la comandă, cum ți-a... ce -i... Asta e cumpărat de la Gigel? Bă, faci mișto de mine. Păi de asta avea... am dat un stack Păi astea nu avem în tunele să ne mișcăm cu ele, nu le luat de la hacker pe astea. Cum adică ți-a ai, ai dat un stack de diamante pe asta? am ferește, uite te și tu. Și sunt doar pentru tunele alea. A, ți-ai mai luat una să mergi pe afară cu ea, gen. A, wow, ok, am înțeles. <laughs> ok, bine Bun, deci uh, Tu ai dat un stack pe astea, nu? Deci tu practic acum uh, Consum benzina Gata, gata, scuze Deci tu acum ți-ai luat vehicul Adică nu-ți mai trebuie gen uh, Nu mai strângi bandă mașină sau ceva Și tu ai și la poliție, nu? Că ai zis că poți să le folosești Pe alea de la poliție și așa. Fii atent, Marius, că eu am nevoie, pentru că suntem în mafie și noi suntem frați, suntem ce mai, ce mai șmecheri împreună, am nevoie să mă împrumut și pe mine cu niște bani. Fii atent, am, uh, am vreo două stecuri de la mine, am mai furat vreo două stecuri aproape de la Ana și mai trebuie niște bani să-mi iau și o mașină șmecheră. Mă gândeam să-mi iau pe aia de Formula 1, știi ce zic? Și să mai, să mai fac și o roză niște bani și să-mi dai niște bani și ți dau eu. Da, e tare. E rapidă? Da, 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 păi uh, am înțeles că e rapidă, chiar e șmecheră. Îți dau amendă. Cum o să-mi dai amendă? De ce să-mi dai amendă? Pai bă, stai mă, să mă împrumuți cu niște bani și o să-ți dau eu înapoi când, când o să-i fac. Uite, că o să, o să fac și eu rost de bani. Dar vreau acum ca abia să o băgați și un șmechere și vreau și o să am mașină. Că, na, tu deja ți-ai luat și vreau și eu niște. Cam cât ai vrea. Păi ți-am spus, mie îmi trebuie vreo mult, îmi trebuie vreo 6 stecuri aproape zi, hai zi 5 stecuri jumate, cam așa de diamante. Adică dacă poți să-mi dai și ți dau eu înapoi, adică nu-i problemă că suntem în mafie aici. Să iau și o aia mișto de Formula 1 să fie tare. Uite, mi-ai pus burger să rumână, mulțumesc. Hai mă, Marius, te rog eu mult, chiar o să ți dau eu înapoi. Bine, gen, ai încredere în mine că nu te furi eu pe față așa. Ori suntem în uh, mafie împreună, ori ce facem aici. Ia, ai, ai aici diamante? Ia, hai te rog eu, mamă, ce-mi dai mă 3 diamante? Bă, stai, mă, mai multe, bă, Mariusica. Ia, uite, câte avem, câte Stai așa, deci avem 4 stack Uuu, stai că mi-a dat ceva, deci câte avem? 3, 4, 5, 6 stack și 9 diamante Bă, dar mai trebuie încă 4 stack-uri Bă, ca să fac și eu rost De, de mașina aia rapidă și șmecheră A... Păi, da, mai trebuie și mie niște stecuri gen acolo și ți le dau. Nu știu. Bă, hai mă, sigur. Bă, deci ai banii ăștia sau nu? Gen, tu i ai? O să-mi dai înapoi? Da, mă, ți dau înapoi. Hai, n-ai încredere în mine. Pă bune, adică, uite, de la Ana am furat banii. Pe tine te întreb frumos. În cât timp? Când o să mă angajez? Că, uite, vreau să bag uh, uh, la burgerie, gen să, uh, să livrez, știi, cu mașina de Formula 1, că livrezi imediat, bam, bam, bam. Și o să promovezi burgeria și o să zic că îți livrează într-o secundă, gen. Și vi imediat cu mașina aia, știi? Hai bă, te rog eu mult și zau, îți dau eu banii înapoi, mă împrumut și pe mine, bine? Este mă, că mersi mult, mersi mult, hai. Dar unde mai, mai ai bani ascunși pe aici sau unde ia? e? la tine acasă, unde trebuie să mă ia? Ia, ce faci? Bă, nu pot să cred că ia. e. Ei, aveai... Ia uite mă, să aș ține bani în frigider na Bă, de fapt, stai așa că și eu aveam un frigider Bă, ok, te înțeleg, ok, te înțeleg E gheață, a, am înțeles, ok, ok Mersi mult, mersi, Mamă, cât îmi dă aici Mariusica, stai așa câte cure avem Deci avem, uh, stai, stai, să le număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bă, păi și mai trebuie niște diamante Eu zic, bă, mai trebuie, mai trebuie un stec de diamante Mariusica, cum adică bă, De oriunde, te rog, eu nu mai am Hai, bă, că trebuie să mai ai un stec de pe undeva N-ai cum să nu ai pe aici un stec sau ceva Hai, te rog eu că mai trebuie trebuie puțin rod de tot pentru aia de Formula 1. Poate la poliție. Hai, hai, să mergem, hai să mergem la poliție să vedem dacă ai. Bă, respect Marius Sică, deci toată lumea respect pentru Marius Sică, deci efectiv îmi dă din banii de la poliție ca să-mi iau. Bă, mulțumesc mult Marius Sică. Deci acum mă duc și o să o testăm împreună. O să te las și pe tine să conduci pe aia de Formula 1, că la poliție n-aveți mașină din aia. Eu zic să ne facem un safe a mafiei cepei. Da, mă, să ne facem un loc unde să ne punem banii. Da. Deci eu o să ți dau eu înapoi, Marius Sică. Chiar o să ți dau înapoi, dar vreau acum să facem bani la comun. Da, 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 o să ne punem toți banii împreună. Dar acum vreau să mă duc neapărat. Ia, ia mă să văd că n-am văzut aici. Bă, uite, te tu câte mașini ai, bă, Marius, la poliție aici. Ia uite mă ce merge cu asta. <laughs> e prea troll, ești nebun. Uite, ești tu ce e aici, mamă, oai și după asta scumpă, ești nebun. Te duc cu ATV-ul. Mamă, bă, pot să, pot să mă primi și pe mine gen cu astea? Hai, ia. Mamă, ia, uite, bă, da, 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 let's go. Hai să mergem. Bă, deci acum pot să iau și o mașină, că mersi foarte, foarte mult. Ia, las-o aici am parcare, că avem și parcări acum. Mamă, ce tare, abia aștept și o să conduc Gigele, am venit să fac și eu o uh, cheltuială la tine Mamă, mamă, 10 stecuri, bă, abia, uite cât de șmecher Și e deja portocalie, nu mai trebuie să-i mai schimb culoarea, ești nebun Deci, bă, e perfectă, bă, frate Salutare, Luca, avem o promoție de început Poți la o mașină normală și o motoretă cu chest la doar 7 stecuri Mamă, păi și ce fac, mă, că eu vreau din asta de Formula 1 și ce să fac, să-mi să iau două Mă, bă, dar stai așa un pic, acum mi-a venit o idee, bă, Marius, vinzi mopedul Da, înțeleg ce zici tu, să, să vând ăsta cu, cu ce, să uite motocicleta cu ce Bă, dar știi care e faza, uite, deci asta e 3 stecuri și mașina normală e 6 stecuri Deci astea ar costa 9 stecuri împreună și Gigel a zis că ne dă la 7 stecuri Deci economisez 2 stecuri de diamante Bă, știi care e faza, știi la ce mă gândeam acum, Marius, Fii Fiate Știi că i-au furat de la Ana niște diamante. Cum ar fi să-i fac așa o surpriză, să zic așa, pentru că, bă, mă simt puțin prost că am furat de la ea, că știi că am mai furat și înainte niște diamante. Și pentru că am 10 stecuri, bă, fii atent. Hai, nu, fii atent, Marius, o să facem așa. Uite, pentru că ești un prieten bun și m-ai ajutat. Uite, îți dau înapoi 3 stecuri din astea. O să ți plătesc restul datoriei puțin mai încolo și pentru că i-am făcut destul de nasoale Anei, hai să luăm, uite, 3, 4, 5, 6, 7 stecuri, ok? Bun, bă, gigele, ok, hai, uite, 7 stecuri și iau iau promoția ta, ok? Și vreau să-mi faci uh, să-mi dai o mașină normală Să-mi o dai pe portocaliu Și uh, asta, motocicleta cu cest Să-mi o dai pe... De fapt, o las-o neagră Și după aia îi schimbăm culoarea Dacă e nevoie Și o să-i o dau Anei Cadou, ce zici, Marius, e Că e drăguț așa? Mă duc să aduc ce, ce te duci să aduci? Mă gândeam să... Aia să pui mașinile A, ah, văd... ce, ce aia să pui mașinile? Stai, ce? Ok, Mariusica, eu zic că am făcut o alegere bună Deci a venit Mariusica aici cu remorca Ca să putem pregăti Luca, mamă, nu pot să cred Mariusica, tu vezi ce scrie pe unde sunt diamantele mele uh, Vin acum cu ele Stai puțin Oh my god, ok, trebuie să ne grăbim Bun, deci luăm asta O punem așa, Mariusica, Luca fură Nu e adevărat, Mariusica, nu, nu a furat nimeni niciodată vreodată Bun, cum, cum, se pune chestia asta, Mariusica, că nu, nu Nu știu cum se, bă, a montat-o Bună-te, Mariusica, că nu știu cum se pune chestia asta Nu știu cum se montează. Eu te mă și a pus-o la el, Mariusica. Bă! Doamne, mă la tine acasă. Nu, mamă, 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 hai repede să ne grăbim. Bun, facem așa, Mariusica, hai că. Ok, perfect, gata, gata. Hai că să vedem cum, cum să conduc asta, mamă. Stai așa, stai puțin, Ana, că vin acum, Doamne, se supără Ana pe mine, mamă, nici nu știu să conduc cu asta. Vezi că e. Mamă, abia avem loc pe stradă să conducem, ești nebun. Mamă, avea, avea dreptate, Gigel, că nu prea e loc aici. Unde am găsit o chestii. Ce-o găsim, o chestii la mine? mama. stai că e greu, dă-te, dă, -te, dă -te cu spatele. <laughs> Dă cu spatele că e greu să mamă, oh my god, ok, gata, gata, am reușit, bun, unde e Ana? Bă, Ana, stai așa, stai așa, stop, 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 gata, stop, e o neînțelegere, cred că am scos banii pe diamante, ce fura mă de la mine? Sur Bă, -am... stai că ți-am făcut o surpriză, ce-ai luat de la mine? Ce, ce chestie ai furat, da? ai furat cea... Mă, mi furat ceapa din casă, gen? Doamne, ea crede că și-a scos banii pe diamante, că, că mi-a luat niște ceapă din casă, ți-ai luat mașini? Bă, stai, 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 stai ai luat ceva de la mine de acasă, cumva? <laughs> ai furat mai mult decât ce... Bă, fără mișto, gen, fără niciun mișto. Bă, ce, ce acolo? Mi-a luat dulciurile din casa, Ana Ok, fii atent, Ana Pentru că... Bă, 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 dăm, dăm chestiile acum Deci eu am fost un prieten bun și ți-am ți făcut o surpriză Și efectiv tu tot ce faci aici Uite-te și tu îmi fură din casă Deci, Ana, ți-am luat cele două stecuri de diamante Și ți-am făcut o surpriză Poftim o motocicletă care valorează 3 stecuri de diamante. Și eu ți-am luat două gen și ți-am dat motocicleta care valorează 3 stecuri de diamante doar pentru tine. Și am vorbit cu Gigel și mi-a zis că poți să o vopsești dacă vrei. Cu plăcere, si că mulțumesc mult că m-ai ajutat. Uite, poți să-ți morca. remorca. Da, dar nu e frumos că ai furat, dar ți-am făcut surpriz. Ia uite, bă, și-a pus remorca la... Doamne, la el. Ok, și acum toată lumea are mașini de pe server. Uite cum am rezolvat. Mamă, vezi că merge mașina asta. Ia uite, că nu mai, când nu mai cu remorca, vezi că prinde, ești nebun. Și acum i-am făcut rost și de mașină, mă rog, are o motocicletă. Uh, Mariu că oricum le are pe toate, ești nebun că e polițist, n-are nicio treabă. Așa că eu zic că totul se termină cu bine când e cu bine, habar n-am așa că facem accident. Și uite, vin aici frumos și parchez mașina, Ia uite stă perfect aici. Deci, bă, Mașina asta nu o fi chiar mașina de curse, dar da, da poți să-mi o furi. Bă, Mariusică, da, că dă mă mașina că n-are loc pe asta, ta. Nu vezi că e mare mașina, nu poți să o pui pe asta, Deci, da, totul se termină cu bine când se termină cu bine sau ceva de genul. Am făcut rost și de mașini pentru toată lumea. Mamă, ia uite mă că e, e, prea mare trafic cu aici. Vă plecați mă de aici, ok? Și nu știu, fraților, să spuneți în comentarii dacă ar trebui sau nu să strâng pentru mașina mai scumpă sau cine știe. Poate vorbim cu Gigel și facem rost de mașini mai șmechere. Bă, voi ce vă țineți mă după mine <laughs> Ok, cred că v-am pupat Bă, accident! Ia uite mă, bă, bă Cine va da mă carnetul? Doamne Da, deci eu o să trească să fac și un garaj Eventual, momentan, cred că o pun aici în curte uh, Da, deci uh, V-am pupat și ne -au... Bă, ia mă Bă, 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 bă la mașinile de poliție Alo, doamne Pleacă mă de aici, ia ți asta și pleacă cu el Uite, ți l-am aruncat în curte Hai, v-am au... pupat și ne-au zis și noi pe data Bă, nu mai umbla, bă, cu astea ale mele. V-am pupat și ne-au zis pe data viitoare. Pa, pa!